Patinoarul din Drobeta Turnul Severin s-a redeschis după 2 ani de pandemie. Municipalitatea a hotărât redeschiderea acestuia, așa că zilnic patinoarul este deschis pentru cei care vor să se distreze pe gheață. Prețul biletului este de 6 lei, iar copiii cu vârsta până în 10 ani au acces gratuit. Patinoarul din Drobeta Turnul Severin s-a redeschis după o pauză lungă de 2 ani de zile, când pandemia a pus stop distracției pe gheață. În acest an, toți iubitorii sportului de iarnă pe gheață au revenit la patinoar, de la cei mai mici până la cei mai mari. Cum e pe patine? Bine. E pentru prima dată? Nu. Deci tu știi să patinezi? Da. Și cum e? Foarte bine. Pentru prima dată? A doua. A treia. Văd că te descurci, uite! Cât de cât? Patinează puțin? Nu! Câta oare e? Știm pe rolul, a șasea! Descurcăm și pe patine puțin. A, deci ați început cu rolele și... Da! E dificil? Cum e? Nu, dacă știi să mergi pe rolele, e foarte ușor. Cum e pe patine? Foarte frumos! Știi să patinezi? Da, patinez de 3 ani aproape. Bravo, ai făcut ceva cursuri sau... Nu, nu! Mergi și pe role de... Nu prea, nu chiar mult. Ești la patinoar, așteptai să se deschide? Foarte mult. Nu s-a mai deschis de mult timp și doar o dată m-am mai dus la Craiova. Sunt mulți și cei care au hotărât să încerce acest sport pentru prima dată. Atmosfera este foarte frumoasă, mulți copii la patinoar. Când așteptai să se deschide? De pastăvară ne așteptam să fim aici toți, să ne plimbăm, să alea, să ne distrăm. Patinezi de mult? De o săptămână de când s-a deschis. Vreau să văd cum e, n-am încercat niciodată. Patinoarul este deschis pe toată perioada sezonului de iarnă. Programul de lucru este de luni până vineri de la 14 la 22, sâmbătă și duminica de la 10 la 22 și prețul cu patinele noastre 6 lei și cei care au patinele lor 5 lei. Copiii cu vârsta până în 10 ani pot intra gratuit la patinoarul din Drobeta Turnul Severin.